fragmentul evanghelic pe care tocmai l-am ascultat ne duce departe într-o geografie binecuvântată de Dumnezeu, dar care acum trece prin momente grele. Și de altfel, în istorie, de multe ori s-a întâmplat lucrul acesta în Țara Sfântă și cu precizie ne duce înspre orașul Ierihon. Și cred că mulți dintre dumneavoastră ați ajuns acolo și reușiți să localizați precis acest loc în care Domnul Hristos i-a dat vedere orbului ce cerșea la marginea drumului. Și încercând o narațiune în cheie practică, adică în sensul de lecție la zi pentru noi, voi punta trei lucruri pe care le socotesc importante. Primul aspect pornește de la starea pe care o trăia protagonistul Evangheliei, adică orbul acesta, care, ne spune evanghelistul Luca, ședea la marginea drumului și cerșea, trăia din mila celor care treceau pe acolo. Și prima subliniere pe care o voi face merge în direcția aceasta. Vedeți, de regulă, strada sau ulița este un loc al întâlnirii, nu-i așa? În care există mulți și foarte mulți oameni care se perindă, în care ne vedem unii cu alții, în care ne salutăm unii cu alții, în care ne simțim bine că suntem mai mulți, nu suntem de unul singur. Însă, în situația dată, strada sau ulița era motiv de foarte multă singurătate. Chiar mai multă singurătate decât atunci când ești singur, fizic vorbesc. Pentru că poți să fii singur în căsuța ta, în cămăruța ta, sau știu eu, într-un loc anume, dar e și mai greu să te simți singur înconjurat de o mulțime de oameni. E foarte greu. Și acest orb din naștere și cerșetor pe deasupra trăia toate acestea. Pentru că avea un loc al său în mijlocul mulțimii, pentru că pe stradă trece lumea, dar puțini erau cei care îl observau. Adică atitudinea generală a celor care erau în jurul său era aceea de indiferență. Apoi, în al doilea rând, uneori această indiferență sau se depășește nivelul indiferenței, care ea însă și este o stare foarte grea, dar poate să fie și mai mult decât atâta, în sensul în care se transformă în agresiuni verbale sau fizice, pentru că se întâmplă ca cineva să fie mai vulnerabil, mai slab decât noi. Și lucrul acesta îl vedem chiar din Evanghelie, pentru că în momentul în care a auzit gălăgie, el nu putea să vadă. A auzit gălăgie, mulțimea observa că Hristos trece pe acolo și, bineînțeles, că s-a mișcat, s-a auzit o rumoare și poate și zgomot și cuvinte rostite. Dar el nu înțelegea despre ce e vorba. Și atunci a întrebat despre ce e vorba și s-a spus că trece Iisus Nazareneanul și atunci și-a încercat și el norocul, iertați-mi exprimarea nepotrivită. A început să strige și el. Că poate l-ar auzi și pe el. Și aici zic că această stare de indiferență merge până la agresiuni verbale și poate chiar fizice, în sensul în care el strigând tare, ceilalți au încercat să-l oprească. Să taci. Să nu mai faci gălăgie. Că deranjezi. Și de altfel când cineva cere mine insistent, deranjează, nu-i așa? Când mergem pe stradă și cineva stă în urma noastră și strigă încetat și nu ne lasă, deranjează. Și îi spunem, acum încetează, gata, e suficient. Deci zic primul lucru pe care îl observăm în această narațiune Evangheliei este această stare de singurătate cruntă. Într-un loc în care, în mod normal, nu te-ai aștepta să fie. Zic, cu mulți oameni, pe stradă. Când căsuța ta, în cămăruța ta, atunci când nimeni nu te caută, parcă ți-e mai la îndemână să trăiești singurătatea, nu-i așa? Dar când ești pe stradă cu mulți oameni, să trăiești singurătatea în mijlocul poporului,
e și mai greu. E foarte greu. Și de aici pornește narațiunea Evangheliei. Ei, în mijlocul acestei stări vine cel de-al doilea moment în această derulare a evenimentului, că Domnul trece, și fac această subliniere, Domnul trece, trecere. Este verbul care stă la baza a ceea ce noi așezăm în calendarul nostru și în viața noastră liturgică de cea mai importantă sărbătoare, și anume Paști. Această trecere exprimă tocmai ceea ce exprimă sărbătoarea Paștilor. Paști înseamnă trecere. Și ea, zic, este folosit același cuvânt, aceeași rădăcină, însemnând că această trecere a Domnului prin Ierihon și, zic, prin apropierea orbului din naștere, protagonistul Evangheliei de astăzi, această trecere este o înviere pentru El. Este o înviere pentru El. Și mai adăugăm un lucru. Ierihonul are o semnificație aparte. Pentru că termenul în sine, trecere, Paști, se referă și la momentul în care Moise a condus poporul Israel din robia egipteană înspre țara Făgăduinței, unde curge lapte și miere. Ne este la îndemână această descriere. Ori intrarea în această țară a Făgăduinței o reprezenta tocmai orașul Ierihon, pe care Moise nu l-a văzut, pentru că noi știm că a murit undeva pe muntele Nebo, în apropiere de Ierihon. N-a reușit să intre aici. Intra doar ucenicul său, doar apropiatul său, Iosua. Așadar, are o dublă semnificație și din această perspectivă orașul acesta în legătură cu învierea, în legătură cu Paștile, cu trecerea aceasta de la moarte la viață. Pentru că pentru un om nevăzător a primi vedere înseamnă înviere, cu siguranță. Înseamnă înviere. Și în general, când noi trecem printr-o poală grea, vindecarea înseamnă înviere. Vindecarea înseamnă înviere. Așa se întâmplă că acest orb strigă din răsputeri după Domnul, pentru că l-a simțit, le-a auzit pe ceilalți că El trece pe acolo și a intuit că acum este momentul Său. De altfel, când trecem printr-un moment greu și cineva care poate să ne ajute este prin proximitatea noastră și noi cu siguranță facem la fel. Și cred că niciodată nu este o rugăciune mai puternică decât atunci când trecem prin suferințe grele și ne îndreptăm înspre Cel care poate să ne dea o mână de ajutor. Și bineînțeles, vorbim de Domnul Hristos, Cel care este viața și învierea noastră. Este viața și învierea noastră. Și în momentul acela strigăm din răsputeri, fără să mai fim atenți la politețuri, fără să mai fim atenți la ce spunem și cum spunem și fără să ne mai intereseze reacția celor din jurul nostru. Putem și face acest exercițiu de imaginație. Ceilalți urlau la El pe de-a dreptul să tacă, că îi deranja. El cu siguranță striga și mai tare. Că nu mai ținea cont și nu mai era momentul să țină cont de remarcile celorlalți, fie ele și violente, de vreme ce Cel care poate să dea învierea era în proximitatea Lui. Striga din răsputeri. Și după acest moment vine cel de-al treilea, care este foarte frumos și luminos. Domnul îl aude din mulțime. Și iarăși, făcând un exercițiu de imaginație, e tare greu să auzi pe cineva anume când toți vorbesc și strigă și se bucură sau știu eu ce reacție au, nu? Când e gălăgie. E tare greu să auzi pe cineva anume. Dar Domnul îl aude. Și se apropie de El. Până la urmă, îi dă importanță. Că asta înseamnă învierea. Să-L scoți de la margine, de unde El crede că nimeni nu-L observă, nimeni nu-L iubește, nimeni nu-L prețuiește, și să-L pui în centru. Asta înseamnă învierea. Hristos l-a luat de la marginea lumii, de la marginea societății, de acolo de unde nimeni nu-L observa, și L-a pus în centru. Toți priveau spre El acum. Și L-a întrebat. Întrebarea poate să fie într-un fel surprinzătoare. Ce voi să-ți fac? Era evident că asta aștepta, nu? Dar nu era neapărat evident, pentru că se vede din dialogul pe care îl are cu Domnul că El vrea chiar mai mult decât vederea aceasta fizică. Și atunci
E firesc să întrebe, dar nu, e firesc mai ales dintr-un alt motiv. Că nu e suficient să faci bine cuiva, într-un mod impersonal, adică așa la grămadă. Ci ceea ce este cel mai important este să stabilești o relație cu acel cineva. Și fac o paranteză ca să mă înțelegeți mai bine. Și chiar vă îndemn să faceți acest exercițiu. Când vine vorba de cineva care ne cere milă, într-o formă sau alta, pe stradă, iau exemplu cel mai banal. Nu pur și simplu să-i dăm un leu sau doi sau cinci sau cât vrem noi, ci să îngropim cu el în dialog. Să-l întrebăm, cum te cheamă? De unde ești? Câteva lucruri despre viața lui. Vom fi atât de surprinși să vedem cu câtă bucurie ne va răspunde. Pentru că nu se așteaptă. El se așteaptă mai degrabă să primească un bănuț și să se ducă în treaba lui. Pentru că este obișnuit cu indiferența noastră. A-i da un bănuț cuiva nu înseamnă neapărat a trece de acest prag al indiferenței. A trece de pragul indiferenței înseamnă să te interesezi de el, măcar că nu poți face neapărat multe și nu poți să-i rezolvi toate problemele. Dar îi aduce o mare bucurie. Și veți vedea dacă mergem pe linia aceasta, că lucrurile stau în felul acesta. Întrebându-l câte ceva despre viața lui, el va fi mult mai bucuros aproape decât de bănuțul pe care tu i l-ai dat, pentru că cineva în sfârșit îi dă importanță. Cu aceeași logică, dar sigur la o scară mult mai înaltă. Hristos nu pur și simplu vrea să ofere tămăduire, să ofere vedere celui orb, ci vrea să stabilească o relație personală, pentru că de acest lucru suferea el cel mai tare, sau de lipsa unei relații personale suferea cel mai tare. Singurătatea este dată tocmai de această stare de indiferență în care pe nimeni nu-l interesează de soarta ta. Sau așa credea el. Sau așa observa din jurul său, pentru că chiar dacă o fi primind milă din când în când, nu era cineva care să îi poarte de grijă și cu care să aibă un mic dialog, poate zilnic, care să-i facă viața mai frumoasă. Așadar, deschide acest dialog deschizând deodată o legătură personală. Și cred că este cel mai important lucru din Evanghelia de astăzi. Că Domnul deschide o legătură personală cu El. Și de aici învățăm că vrea o legătură personală cu fiecare parte. Și ne ia prin surprindere. Că nouă, atunci când suntem la marginea societății, ni se pare că nu merităm și că nu are cine să vină în întâmpinarea noastră. Și Domnul ne arată că lucrurile nu stau așa. Când toți ceilalți oameni mari din această lume pot să ne părăsească, El nu ne părăsește și vrea să aibă o relație directă cu noi. Și acum argumentez și cu textul Apostolului pe care l-am ascultat. Prima scrisoare către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, în primul capitol, Sfântul Apostol Pavel zice că cel din tâi dintre păcătoși este El, a fost El. Și Domnul a făcut milă cu mine, așa adaugă. A făcut milă cu mine. Ca să fie lucrarea Lui cu mine pildă pentru ceilalți. Este în consonanță cu ceea ce se întâmplă în Evanghelie. Pentru că, cu siguranță, și acest orb se socotea ultimul din lumea aceasta, nevrednic de cinstea, nu de cinste, nevrednic de atenția celorlalți de lângă el. Se socotea nevrednic și de aceea ceea ce îi se întâmplă acum, prin faptul că se întâlnește cu Domnul, devine ceva foarte surprinzător, la care nu se aștepta, și ce devine ceva mântuitor și învietor. Pentru că Hristos se apropie de el, de la marginea lumii, și îi dă importanță și deschide un dialog cu el și îl vrea al lui. Și apoi vine și tămăduirea în consecință. Pe marginea credinței. Credință care nu este altceva decât cinstea pe care Dumnezeu i-o dă omului. Că nu face lucrurile, ziceam, așa întâmplător și impersonal, pur și simplu, ci face în colaborare cu omul, ca să-l cinstească pe om și să-l arate că el însuși este parte din ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu el. Adică o minune nu se întâmplă hocus pocus, așa în sensul magic al cuvântului, ci se întâmplă prin acest dialog, prin această întâlnire pe care Domnul o are cu noi. Ce vrei să fac de la tine? Vrei să vezi? Primești vederea. Potrivit credinței tale. Credință, zic, care îl arată pe om în cea mai frumoasă variantă. Noi suntem atâta cât credem. Și suntem frumoși dacă putem să credem. Și nu că Domnul ar face minunile pe măsura credinței noastre. Nici gând. Credința noastră este slabă. Să vă aduceți aminte ce zic apostolii. Sporește-ne credința. Ei care văzuseră atâtea minuni în jurul Domnului.
Sau Domnul zice, să avem credință cât un grăunte de muștar. Și dumneavoastră, gospodinere, știți cât e de mic grăuntele de muștar. Că nici nu-l vezi dacă nu ești atent. Deci nu pentru credința noastră face Dumnezeu minuni. Neapărat. Ci credința înseamnă, zic, cinstea pe care ne-o dă Dumnezeu ca noi să participăm la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Și reiau cele trei idei și încerc să le transform într-o lecție imediată practică pentru noi. Primul lucru. Singurătatea în mijlocul lumii. Și este o realitate la zi în vremurile noastre. Probabil că nu există mai mare singurătate decât în mijlocul unui oraș mastodont în care nimeni nu se interesează de tine. Din fericire, la sat încă nu se întâmplă lucrul acesta. Că aici, dacă ești singur, ești singur în căsuța ta, dar nu te simți singur, că mai e un vecin, o vecină cu care schimbă o vorbă și tare bine este. Și dacă dimineața n-ai deschis găinile, vine imediat vecinul la tine să vadă dacă ești sănătos, dacă ești bine. Însă în alte locuri nu se poate, nu se întâmplă lucrul acesta. Așadar, primul lucru, conștientizăm că și atunci, dar poate mai ales acum, există această stare a singurătății în mijlocul mulțimii, în mijlocul mulțimii. Ei, în această singurătate e nevoie să fim atenți că Domnul trece. Domnul vine să învieze. Și acolo ne este privirea. Că vedem sau nu vedem. Că poate nu mai auzim, că atunci când nu vezi, auzi numai câte ceva și bănuiești, te duci pe dibuite. Nu ți-e limpede calea, dar te duci înainte de acolo de unde auzi că vine Domnul. Adică tot ce se întâmplă în jurul nostru și credem că și ni se spune că acolo e prezent Domnul, mergem înspre acolo să-L căutăm și în așa fel încât El mai degrabă să ne afle pe noi. Și în al treilea rând am zis, foarte important, oricât am fi de simpli și de căzuți și de părăsiți în această lume, să nu uităm că Domnul vrea să aibă o relație personală cu noi, nu la grămadă, ci cu fiecare în parte. Și că Dumnezeu ne cinstește pe fiecare în parte. Ne cinstește mult ca pe lumea întreagă, deodată, noi. Pentru că fiecare este important pentru El. Lasă 99 de oi și se duce să o caute pe cea a 100 risipită și căzută. Este vestea bună a Evangheliei. Este vestea bună pe care o primim astăzi, că Domnul vine în întâmpinarea noastră. Să-L căutăm și să ne lăsăm îmbrățișați de El în fiecare zi a vieții noastre. Amin.